Accidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 10:30, pe strada Negru Vodă, în zona Bisericii Bărăția Sfântul Iacob. Potrivit martorilor, o femeie în vârstă de 79 de ani din Câmpul Lung s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pieton din zonă. Aceasta a fost acroșată de un autoturism condus de o șoferiță în vârstă de 35 de ani, care venea dinspre Piața Jurământului. Tânăra le-a declarat polițiștilor că a acordat prioritate unor pietoni, apoi s-a pus în mișcare, văzând-o târziu pe bătrână. Aceasta a încercat să evite impactul și a tras de volan stânga, oprindu-se în gardul viu de pe bulevard. Victima a fost transportată cu o ambulanță la Spitalul Municipal, unde s-a constatat că suferise răni la cap, umărul stâng și o contuzie toracică. Din fericire, aceasta nu a necesitat internare. Polițiștii biroului rutier au deschis în acest caz un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească cu certitudine circumstanțele producerii accidentului. Tânăra șoferiță a rămas fără permis de conducere.